Gata, domnul Cioloș, gata, ultima ședință. Vedeți că a trecut, nu v-am spus noi că trece repede. A, voiam să vă întreb, domnul Pâslaru, tipul ăla zâmbăresc de la muncă, a venit azi la treabă? Mă gândeam că o fi obosit săracul după toată campania electorală. Da, a fost cu liberalii, la Iași, la meeting, frig, vânt, să nu fi răcit micuțul. Ce, nu știați că era ministru tehnocrat și în același timp îl aplauda pe domnul Falcă? E normal că știați, însă nu mai contează acum. Bănuiesc că v-ați și bucurat când l-ați văzut pe scena aia. Ce-ați zis? Ia uite, ia uite-i pe fraier cum pierd alegerile. Mă rog, a trecut domnul Cioloș, gata. Dar ne spuneți și nouă, este că n-ați mai dorit să rămâneți? Este că n-a ieșit ceva ca lumea? Haideți că dacă ați fi vrut cu adevărat, v-ați fi băgat cum trebuie în campanie. Nu ne aburiți acum cu poporul și ce au ales oamenii. Că și poporul ăsta, îl știți, vrea ca el, dar și ca alții. Dacă dumneavoastră v-ați fi înfipt ca lumea în campanie, se mai băgau și ambasadele, mai veneau și băieții, mai striga și Nea Claus, făceați o manțogărie și se rezolva, domne. Dar eu asta spun, că de-aia n-ați vrut să candidați, să conduceți dreapta, că n-ați mai dorit să fiți prim-ministru, să aveți de-a face cu România. Cred că v-ați bucurat de mama focului când ați aflat duminică rezultatele exit pollurilor. Am înțeles că așa ați fost văzut când ați plecat de la guvern. Și ia ziceți, domn prim-ministru, astăzi la ședință cum a fost? Erau relaxați băieții? Cum i-ați simțit așa? Au pus și ei ceva deoparte? Sau ați rezolvat astăzi cazul? Că am înțeles că presa n-a primit agenda de lucru. Ce n-ai, mă, vin vremuri grele cu PSD-știi ăștia. Dacă n-ai niște milioane trimise pe undeva, mor de foame. Păi și noi, domnul Cioloș, cetățenii, la fel am procedat, da? Ne-am trimis banii pe afară, prin bănci, prin offshore-uri. Am mai îngropat prin fundul curții, na, cum poate fiecare.